Salutare, frați, eu sunt Game Damian și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 17. După cum știți, am rămas să arăm terenul ăsta și Gloria seamănă undeva pe acolo, dacă nu mă înșel. Da, uite, chiar acolo și seamănă Gloria. Hai să terminăm de arat terenul ăsta și să termine și Gloria. V-am spus să dăm... Sper ca până fertilizăm și semănăm, frate, să crească prețul la grâu, frate, că nu vreau să-l dau la prețul ăsta, la nimic. Deci e ca și cum l-aș da pe degeaba, frate. Deci n-aș face nicio treabă în el, n-aș face niciun folos de grâu. Nu știu dacă aș lua 80 de mii cu prețul ăsta. Deci hai să facem undeva la 90 de tone. La ce preț e? La 1200, frate. Deci undeva la 90 de tone, stau un pic să facem calculul. Imediat, frate, o să facem calculul. Deci undeva la 90 de tone. Mulțit cu 1, 2, 3, 2, hai să facem. 1300. Bă, nu împărțim, stau un pic că am împărțit. Deci 90 de tone înmulțit cu 1, 2, 3, 2. 110.000 am luat, frate. N-am face nimic. Dacă ar fi prețul undeva la 1500, frate, am luat mai bine, frate, da? Cred că să merge să-l vindem și cu prețul ăsta, frate. Cred că reușim scoate undeva la 110.000 mai plătind în bancă. Ok, dacă nu luam oițele alea acum, frate, aveam o grămadă de bani și plăteam banca. Plăteam undeva la 200 de mii, mai nevrea 100 de mii, frate, la bancă de plătit. Dar sper să mai fac, că nu sunt on camera, sper să mai fac misiuni bătrânilor celor, să mai fac bani, frate. Să mai fac bani, sper, nu știu, o să fac... V-am spus, nu știu, să scad terenul de lângă mine la minim, ca să pot să-l cumpăr, frate. Deci la început era undeva la 200 și ceva, 300 și ceva. Nu mai țin minte, nu știu cât este acum, cât a scăzut, dar sper să scad la minim, frate, făcând misiuni pe el și să putem să-l cumpărăm și pe ăla. Este lângă ferma noastră, frate, e destul de mare, uite-l. Nu, asta, aici. Este, frate, cred că terenul ăsta este, frate. Da, asta este. Uite, avem ieșire, intrare chiar aici la ferma noastră. Uite, ăsta e drumul. Și avem intrare pe el chiar aici. E destul de mare cel, frate. Nu e chiar așa micuț, dar nici mare, mare, dar e destul de bun, frate. Dacă mai scoate undeva la 20 de tone și de acolo, frate, e destul de bine, frate. Am face undeva la 100 de tone. Ok, o să mai mă duc să mai vizitez și Gloriuța din când în când. Să vedem ce face Gloriuța. Să vedem ce face Gloriuța noastră. Să vedem ce face Gloriuța noastră. Să vizităm și pe aia să vedem s-a umplut. S-a terminat, nu s-a umplut, că nu cred că s-a mai umple. Paf! Nu cred că să mă umple, cred că mai facem undeva la 20 ceva de tone, ca să fie 90 de tone. Eu așa am zis, cam 90 de tone, două glorii să facem. Și 90 de tone, frate, ori 2300 cât este... Stați și eu un pic, frate, că n-am făcut bine. Asta e 1200, frate, ia să vedem cât scoatem. Soia am scos aproape 100.000. Am făcut cu 2300, frate. Am o ștergete. Deci 90 de tone mulțit cu 1232. Da, frate, cu asta am mulțit cu 1000. Am zis că am mulțit cu 2000, dar nu cu 1000 am mulțit. Deci undeva la 100.000, frate, în jur de 100.000, 110.000, 100. 110.000, cam acolo și aparat am scoate. 1200, dar nu știu, mai aștepta un pic, poate mai crește, frate, poate facem 150 mai... Până datoria aia la bancă, frate, mai rămâne cu 150. Nu știu, când doi termina episodul ăsta o să mă... Hotără și văd eu ce fac, să văd eu cum cresc că... Să văd cum cresc prețul, frate, aș vrea să-l cresc undeva la maxim.
Dar e foarte greu, frate, să crească la maxim. Măcar undeva 1500, frate, să luăm. Deci dacă facem calculul... Stai un pic să ne uităm și... Dacă facem calcul, frate, dacă am luat 1500, hai să facem 90 de tone, înmulțit cu 1500, hai să facem. Ok, 135.000, 25.000, nu e diferență mare. Ăștia îi facem o muncă pe terenul la altul și facem, vedeți, ok, se pare că nu mai avem mult de făcut aici, o tură dus și întors. Și cred că ăla este terenul. A, de mă, ce e nu mai merge, spune că nu mai merge tu, că tocmai te las și pe tine. Tocmai las harta, frate, și fac pe altă hartă. Nu știu, frate, cu toate că iubesc harta asta, o las dacă mai este bugul ăla, frate. Deci dacă mai bag ăla, o las. Harta, pentru că n-am ce să fac, frate, până acum n-am întâmpinat așa ceva, acum s-a terminat așa ceva. Mi se pare nașpa, frate, ok, cred că mai avem, ok, cred că am mai rămas aici o grămadă. Da, mai avem aici mult. Aici e mai lat, am uitat. E mult, nu mai e mult. Câteva. Doar ce așa e. Ok, aici aș vrea să iau, uite așa. Aș vrea deja să iau așa, dar... Problema e că îmi las acolo, aia e singura problemă. Aca, nu știu să-l fac și pe ăla. Hai să mai scurtăm aici, să ne întoarcem pe partea aia și ne mai rămâne undeva puțin. Din asta și terminăm aici și ne ducem pe terenul 64. Uf, Glorius a terminat. A terminat tot, fata? A, de mă dispar. Ok, frate, nu te înțeleg. Acolo ai lăsat, aici ai lăsat, frate, nu. Selectai să mai dăm. Gloriuța, să mai facem cu Gloriuța, frate. Să terminăm aici, de ce mă, și imediat ne băgăm la Arat. Ok, frate, chiar nu te înțeleg. Acolo ai lăsat, aici ai lăsat. Cred că o să facem undeva la 30 de tone cu 68. Ok, probabil să facem la 100 de tone, frate. 100 de tone, cred că luăm 120 de mii. Mai ales dacă facem timpul rapid, atunci mergem mai. Luăm mai mult, frate, luăm undeva la 150.000 și dăm toți la bancă. Mai scăpăm datorie, ok, aici se pare că nu mai era chiar așa mult. Mai de mă. Hai să oprim un pic. Gata, haide mă, mergi. Bine, bun, bă, să mortă că mergi cu viteza asta. Uite și tu, frate, un pic de deal și nu mai merge, frate. Deci nu știu, poate trebuie reparată, frate, o să bag din nou modul ăla cu reparațiile, o să-l bag aici acasă. O să-l bag din nou, frate, nu știu, aveam înainte un mod, frate, de apropiere de vehicul și apăsai pe Z. Și era gata, frate, era reparată, dar acum trebuie să o duci în... spațiul ăla la magazin, mai aveam o geantă, frate, o gentuță care tot așa, dar nu mai știu, frate, dacă mai reușesc să dau de ele. Ok, să mergem și sus, să terminăm și acolo. 24 cu 68, 24 cu 68. Ar veni undeva la 92, da. Pe bune, să mortu, pe bune! Pe bune, chiar nu puteai să urci acolo? Du-te, frate, că e... Păi, frate, nu știu din ce cauză se întâmplă chestia asta. Deci, pe bune, poate trebuie reparată, frate, deci nu știu. Poate trebuie într-adevăr reparată, o să bag modul ăla cu... reparatul. Nu știu, frate, poate s-a delete gloria asta, poate s-a dus, nu știu. Deci nu știu ce să-i fac, frate, din ce cauza face treaba asta. Poate e din cauza la tractorul la frate, poate... Nu știu dacă e din cauza la tractorul la...
O să-l scot tractorul, frate. Deci o să-l scot. Dacă e din cauza la tractorul, și nu mai bag camul de bio. Probabil din cauza la tractorul, nu știu. Ok, să scoatem burlanul. Golim. Floriuța, o aducem acasă și formă de fapt nu acasă, o ducem colo și apa iarbă. Nu așa, nu așa vreau. Așa treci că ai un gentleman pe lângă ea, mă nene, mă, nu. Așa, cred că ia tot asta. Cred că mai rămâne 2-3 tone să punem în față. Ia chiar tot? Hai că n-a luat tot. M-am spus eu. Câteva tone a rămas să punem în față. Hai să mergem cu asta. Îi dăm o, hai să dăm și la tirul ăsta un follow me. Bă, unde te duci, bă? Bă, ești handicapat? Mâncați și curăța, ce vede asta, mă? Trebuie și unde se duce? Băi, handicapatule! Bă, frate, și polul mie a luat o rază, n-am cava și gura voastră! Deci nu știu ce se întâmplă, frate, probabil că e de la tractor, o să-l scot tractorul, o să-l șterg. Frate, nu știu. Dar sigur o să-l șterg, avem tractora și în noastre, frate, lasă-l pe ăla. Cu toate că îmi plăcea mult, frate, plăcea mult sunetul la motor, cum scotea sunetul la motor, frate. Deci cu toate că îmi plăcea mult, dar o să-l scoate, n-avem ce să facem. Asta o să o colim aici și o să o băgăm invers. Să vin cu ea din po... Oh, 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 oh. Oare să fie acolo să repari? Stați și un pic, am văzut ceva, fraților. Stai să golesc asta. Să o întorc și am văzut acolo și ceva, fraților. Aș mai putea să le gurem orică după aia, dar dacă merge cu trei remorci, nu știu dacă e chiar. Dacă m-aș descurca eu cu trei remorci. O să încerc, frate, să mai le gurem orică după aia. Hai, pe asta vreau să o întorc aici. Aici vreau să o întorc. Așa. Așa nebunul care ești o nebun, așa. Nebunul care ești o nebun. Și ce-ți vreau să aici să... Vreau să văd ce aici, frate. E probabil că e un atelier de reparat, dar nu știu. Nu mi-arată, frate, unde să pun tractorul. Probabil că nu e aici. Dacă puteți să chidem ușile astea. Că nu știu ce aici, să repar gloria aia tâmpită. Ok, gloria aia o ducem, hai să băgăm un pic de viteză. Aici, 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 uuuu. Asta v-am spus, vreau să o duc pe iarbă, să o las pe iarbă unde a fost că întotdeauna. Dar ce parte o duc, frate, uite aici. Și aici trebuie dusă pe iarbă. Ah. Așa, ușurel. Opa, acum vreau să mă duc după puc, frate, că nu mai aveam mult de... Araș formă să... Ia uite mă, nene, bă, oprește mă cu viteza asta ta uimitoare, hou, a te ajungă, hou. Formă vreau să bag plug, ok, nu mai e chiar așa de mult. Pe urmă aș vrea să fac plugul pe 64, frate, să arunc și acușa. Pentru că trebuie toate tractoarele arate. Toate tractoarele, doamne, m-am topit de tot. Toate terenurile arate, uite dacă vă uitați. Vedeți?
Păi zici tu, ăsta ce mă, tai cu iarbă, mă, nu vreau să mă arpă, cu iarbă. Ok, vedeți aici mai un pic, cu roșu, ce arată cu roșu, trebuie arate, frate. What? Cu ăsta l-am arat? Dar mai l-am arăt o dată, frate. Nu se pare că l-am arat data trecută, frate. Dar mai arăm o dată, mai trebuie arat, le arat de fiecare dată, frate, ca să... Scăpăm de paiele astea, frate, ca să le bagem pe unul ca fertilizator. Lăsa mă, hai că n-a lăsat. Hai să mergem să facem aici. Să facem codița asta aici. Formă ne întoarcem și facem și restul și... Mergem pe 61, undeva pe acolo, dacă nu știu. Ok, a, de mă, mergi tu mai repede, mă, nebunule. Acum bag viteză că e la vale, frate, asta când îmi întoarce la deal. Aici scazi în viteza, nu-i așa că scazi? N-a căzit de greutatea, frate, ai mergi. Ok, ăsta a dus întors și l-am făcut și ne băgăm dincolo. Ok, bine că a rămas tot mai lângă terenul celălalt. Ok, mamă, ce bine a venit aici. Hai că l-am terminat și pe ăsta. Ok, aș vrea să mă bag de acolo, frate. Doar v-am spus problema cu tractorul ăsta e că nu prea merge cu el, o să găsesc altfel de tractor, frate. Nu știu, mai am eu un plug, un altfel de tractor. Doamne, m-am întâmpit numai cu tractor vorbesc. Nu știu, frate, eu mai am un plug, dar nu știu dacă merită să-l băgăm pe ăla. Deci eu mai am un plug, dar cred că este prea mare, frate. Ok, nu e la discuri. Uite la asta, frate. Asta e de 50 de metri, frate. E 45 de mii. Ok, am ajuns pe minus, frate. Deci, ok, am ajuns pe minus. Trebuie să facem ceva să ajungem pe plus neapărat. Minus cât suntem, frate? Ok, nu văd că scrie cu roșu. Ok, trebuie să facem ceva, o să muncesc pe terenul la alții după ce termine episodul ăsta. Și o să facem bănuți. Dar trebuie mai întâi să termin de arat aici și pe urmă o să... Poate o să încheie episodul și o să muncim pe terenul la alții și o să... Facem, nu știu, scrieți și voi în comentarii dacă merge, merită să luăm plugul ăsta de 50 de metri. Eu după părerea mea zic că merită, frate, terminăm treaba mai repede, arată mai repede. Uite, ăsta are 50 de metri, frate. Deci undeva asta are 25 de metri, e undeva dublu cât asta. Deci asta are 25 de metri, dacă nu mă înșel, e undeva dublu cât asta, frate. Nu scrie și voi în comentarii dacă merită, frate, să o luăm pe ăla. Nu știu, o să muncesc să strâng bani să plătesc datoria la bancă, poate crește și greu și-l vând. Nu mai stau să-l vând... Să-l vând, frate, pe episod, dar nu știu, dacă vreți voi, îl vând și pe episod, frate, să fie... Să pară corect, frate, să vinem în timp ce facem episodul. În timpul filmărilor cu episodul, nu știu, vedem noi, văd eu. Nu știu dacă îl vând când este episodul sau după ce se termină episodul. Sau, uf, că nu mai sunt, că nu mai filmez, frate, off-camera. Așa zice acum mai nou, off-camera, eu zic că nu mai filmez, frate. Că nu mai sunt în episod. Ok, să băgăm, o să încercăm să-l băgăm, frate, pe... Să mergem să luăm fertilizatorul, frate, să facem mai multă treabă. Ok, așa vreau. Nu la ocol, așa, frate, așa, da. Nu mai să mergi, frate, mâncați și curata, da. Ok, așa vede asta, da, așa sunt în linia drept.
Nu are nimic așa cum vede el. Ok, mă enervează, frate, că nu pot să mișc camera. Ok, aș vrea să iau de la jumate să meargă drept. Fac un în drept și după aia să meargă el. Oh, aici am lăsat. Asta nu e bine că am lăsat. Ok, și pe urmă să-l pun el, că ai văzut că el merge rând cu liniile astea. El merge drept cu liniile astea, frate. Ok, o să ies undeva. Sper să ajung până la capăt cu el. Dar nu prea cred să ajung la capăt, dar ok, facem partea dreaptă și pe urmă pun pe automat pe partea dreaptă și pe urmă pe partea stângă rest să fac. Dar cel puțin atunci e drept, merge el pe linia lui. Ok, n-ajunge până la capăt, dar ba da, cred că ajunge până la capăt, frate. Cred că ajungem până la capăt. Eu așa cred că ajungem. Am ajuns până la capăt. Frate, ok, aici liniile sunt drepte, frate. Vedeți că aici e un pic înclinate, frate. Stânga sau în dreapta, aici sunt liniile drepte, frate. Care rămân după arat. Hai să-l băgăm așa aici. În partea cealaltă vreau, hai. E dacă ai luat-o pe partea asta, hai lasă să meargă el așa cum. Merge la aia ca să luăm fertilizatorul și să fertilizăm, frate. Trebuie să fertilizat toate terenurile, ok, aici. Ok, cred că o să le vând tractoarele astea. Tractoarele care vi le-am prezentat și... Tractoarele astea cred că o să le vând, frate. Poate din cauza la astea, frate, au luat o... Oia Gloria razna, dar nu mai merge. Ok, acum vrea, hai să mergem cu fertilizatorul cu ăsta. Ok, stai un pic, că merge greu. Are și pornirea ca în grea, frate, o să le luăm pe alea înapoi care am vândut. Că dacă nu mă știu, mi-am vândut tractorașul meu. Nu, aici mai avem unul, ok, dar unul e băgat la semănătoare. Avem două tractoare și de alea pășinilor, frate. Ele avem două, dar nu știu unde sunt băgate. Ah, m-am dat iar jos. Unul aici cu semănătoare și unul nu știu unde e băgat, frate. Haide, mă! Iată și tu, frate, că am rămas blocat aici. Deci, mă, suntem blocat acolo, frate. Nu mai puteam să mă deblochez acolo. Ok, sper să pot să-l iau acum pe ăla cu fertilizatorul. Ok, stai, mă, ușor. Problema e că merge cam repede, frate, după ce ai dat... Și asta este fază scurtă și uitați-vă aici când dau fază lungă. Bum! Deci s-a făcut totul mult mai luminat, frate. Ok, nu știu dacă... Bă! Bă, nu spune că n-ai semnătoare după tine. Nu spune că ești atât de loc că n-ai fost în stare să le ieși semnătoarea. Am ba nu, n-am luat pe tătălău sau altul. Nu spune frate că n-am putut să luăm pe ăsta. Pe ăsta vreau așa frate pe ăsta. Haide mă, dă-i drumul. Cu toate că-mi plac frate că pornesc așa mai greu, sunt vechi frate. Cu toate că-mi plac, dar stați așa un pic. Ok, cu toate că-mi plac că sunt mai vechi așa mai nu știu cum. Mai vechi pornesc mai greu, au motoarele mai vechi, mai...
Ok, frate, dar cred că o să scap de ele dacă... A, nu spune că mergi, nu mergi, că te ridici cu roțile din față. Merge, că merge, merge fertilizat. Deci asta o să fie a doua fertilizare. Și semănată o să facă pe a treia. Semănată o să facă a treia fertilizare. Nu știu ce să punem acum. Deci chiar nu știu ce să punem acum. Vedem câți bani scot, frate, cu prețul la maxim. Și mă gândesc bine ce să pun. Poate merită tot greu să punem. Deci poate să merită, frate, tot greu să punem, nu știu. Ok, cât de super tare e sunetul, frate, la tractorul ăla. Deci credeți-mă că am mers cu un tractor vechi. Deci am mers cu el și știu cum s-audea sunetul, perfect. Exact cum s-aude un tractor din ăla în brază când ar cu el. Din ăla vechi, cum s-aude UTB-ul 750. Deci la fel s-aude, frate. Face parte că era fertilizat, frate. Ok, probabil că mă întorc, ok, până aici. Probabil dacă mă întorc, cred că mai rămâne ceva pe mine, frate. Ok, a mai rămas, se pare. Ok, că mă întorc, termin acum. Și să mai facem o întoarcere aici, să fertilizăm și pe ăsta care a rămas aici. După aia mergem pe terenul 61. Deci v-am spus că nu lui terenul. Deci eu v-am spus că nu lui, frate. Ok, frate, nu știu ce mi se pare tare la asta e și grafica, frate. Uitați-vă și voi ce grafică de vechitură este. De tractor vechi, frate, o să se ridică de rotile de spate, frate, că de delivere. Este fertilizator greu pentru el, frate. O să vă arăt ceva foarte tare, frate, nu știu dacă mai merge cu fertilizatorul sau o să vă arăt când... dai de nu cred că mai merge cu ăsta. Ok, mergem la șosea, frate, intrăm pe șosea. Să vedeți, frate, cum sare, ce... am sărit de față. Deci ăsta prea greu în spate, frate, și nu poate să sar. Ia uite și când se ridică pe două roți. Hai să fertilizăm aici. Hai să fertilizăm și terenul ăsta. Bă, o să băgăm la semănat, frate, am terminat, dar v-am spus, nu vând grâu. Deci nu vând grâu la un preț de nimica, frate, nu convine. Deci nu convine, frate, să vinzi grâu la un preț de nimica. Asta e ca în realitate, frate, mi se pare corect. Problema e că aici pot să-l, în joc pot să-l depozitez cât vreau, nu să strică grâu. Cel puțin cred, nu știu, nu l-am depozitat prea mult. Cel puțin sper să nu se strice, frate. În realitate nu știu dacă pot să păstrez, că am 2 ani să păstrează grâu, frate, în realitate. De fapt, se păstrează și mai mult, frate, dacă ai camere, buncăre din alea aerisite, frate, cu... cu jnecuri care le întoarce, frate, mereu umblă, scârmă prin el, frate. Pentru că dacă nu, frate, face gârgăriță... Face gârgăriță, frate, și îl mănâncă pe tot, și rămâne decât cojile. Dacă nu este aerisită și jnecuri din alea mari ca să scârme prin el. Dar aici, frate, îl ții cât vrei în buncăr, nu este problema la buncărul ăsta. Cel puțin așa cred eu că îl ții cât vrei, nu știu acum. Și acum nu știu, așa cred că îl ții cât vrei greu. Acum nu știu, ia să mai mă uit un pic la... Obiect, hai că merge obiectul. Nu este probleme cu obiectul. Ok, episodul ăsta probabil să fie să-l pun mâine, nu știu. De ce filmat de astăzi, dar probabil că o să-l pun mâine. Sau poate, nu știu, când am timp, frate, să-l pun. Probabil o să filmez 3-4 episoade și cu Minecraft. Poate filmez și cu Roblox. Poate vă pun câte unul în fiecare, pe fiecare zi. Frate, nu știu. În Roblox nu e chiar așa multe de filmat, frate, dar...
Sunt multe minigame-uri din astea, frate. Deci sunt multe, dacă nu mă înșel și Fortnite a băgat, frate, acum în... Dacă nu mă înșel, ok, s-a făcut întuneric, frate, nu știu de ce s-a întunecat așa câteodată. Păi, ce nu se pare a fi nori, frate, nu pare a fi nori. Nu pare a fi nori, pe cer, dar... Problema e că s-a întunecat câteodată, vreau să merg drept. Formă să fac bucata asta din dreapta și formă pe aia din stânga. Dar nu mai stau să o colez să... Și așa mai departe. Hai să terminăm aici. Făcut și formă ne uităm pe 64, frate. Deci ăsta este 61, terenul 61. Hai, nu-mi spune. Hai, ne spune, zău, pe cuvântul tău. Bă, nene, nu știu ce se întâmplă. Ok, înțeleg, e mai realistic, mai nu știu cum, frate, înțeleg, dar... Să meargă, frate, măcar cu 3-4 km la oră, 5 km la oră, frate, nu să oprească de tot, frate, că nu poate să urce la deal. Eu înțeleg că e realistic, frate, dar... Pe terenul ăsta, credeți-mă că nu e un deal care să nu poți să-l urci pe terenul ăsta. Deci, în realitate, dacă ar fi, ai urcat fără probleme și cu Gloria și cu... Orice, cu viteză maximă, frate, dar... Nu știu ce are în cap harta asta, nu știu. De fapt, nu știu ce s-a întâmplat până acum, n-am avut problemele astea, frate. Deci nu știu ce s-a întâmplat până acum, vă spun clar că n-am avut problemele astea. Probabil că când am băgat modul ăsta cu tractorul ăsta, probabil că o să le scot, nu știu. Toate că îmi plăcea, frate, foarte mult. Îmi plăceau foarte, foarte mult, dar nu știu. Nu știu, fraților, probabil că o să-l scot dacă... Tot problema este... O să-l scot, frate, și o să văd dacă merge mai bine fără tractorul ăsta. Dacă merge mai bine, frate, nu se mai întâmplă chestiile astea, atunci... N-am ce să fac, dacă merită să fie scos, frate, modul ăsta. Nu înțeleg de ce afectează Gloria și celelalte utilaje, frate, când urcă. Pe unde e, mă, pe unde e? Ok, aici e destul de lap, frate. What? Până unde merge, frate, aici? Ok, sper ca plugul ăla să-și facă treabă, frate. Ok, vreau să mă duc la plugul ăla să vedem. Ok. După cum v-am spus. Ok, după cum v-am spus, să dau nu-și face treaba. Nu înțeleg, frate, de ce nu merge? Asta e făcut perfect să meargă. De ce stau pe 3, frate? Mă, de ce stau pe 3? Asta ar trebui să fie pe 4 la animale, frate. Hai să ajungem la... Asta ar trebui pe 4, frate. Fapt, asta ar trebui pe 3. Da, un pic. Ok, frate, o să termin de fertilizat aici, dar... stați un pic. Ok, frate, o să termin de fertilizat aici, dar ca asta cred că o să facem un episodul următor. Acesta a fost episodul de astăzi, eu am fost Demon Damian și m-am salutat, fraților, numai bine.